Date unui site și ce anume iau în considerare când mă uit la acel site. Sunt niște principii generale. În principiu, cam toate lucrurile de aici ar trebui să se poată aplica și la un magazin online. Și sunt niște experiențe pe care le-am avut eu cu un site. Ok. Despre uzabilitate. Avem aici un site care se cheamă KMP. Dacă uiți la el, un design plăcut, arată bine, este header-ul site-ului. Are un mari spațial, spații albe mari. Grafica este destul de atrăgătoare. Sunt niște principii de uzabilitate care îți zic să pui lucruri în dreapta sus. Și îți zic să pui caseta de căutare. Unde să fie caseta de căutare? În dreapta sus. Apoi cont, linkul de creare cont și de sign-in. Unde să fie linkul respectiv? În dreapta sus. Unde să fie help-ul și datele de contact? Cât mai în dreapta sus. Caseta de căutare, am zis. Poți să ne lași pe noi să răspundem la întrebare. Ok. Și ce face magazinul ăsta? A luat toate elementele care trebuie să fie dreapta sus și le-a îngrămădit acolo cu fond foarte mic, a lăsat spațiu alb în tot altă zonă și are acolo cu fond mic toate elementele care ar trebui să fie în dreapta sus. Respectă 100% principiile de uzabilitate, dar poate ca design se poate găsi o soluție alternativă. Un exemplu și mai extrem este cel al lui Jacob Nielsen. E, nu știu dacă, sper că pronunț corect. E un expert în uzabilitate, are el un blog, un site și acesta este site-ul lui. Dacă te uiți, e un site care e făcut special să poată fi citit. Linkurile sunt albastru pe alb, caseta de căutare este, nu se vede, în dreapta sus e search, nu? Caseta de căutare e pe o bandă galbenă, sare foarte mult în ochi. Foarte clară ierarhizarea informației, două coloane, îți e clar pe ce trebuie să faci click. Pe de altă parte, ca design, cred că site-ul ar putea fi îmbunătățit. Și cumva, când faci o analiză de uzabilitate, trebuie să te gândești la acest aspect. Cum împaci și design-ul și principiile de design ca site-ul să arate bine și cum împaci uzabilitatea. Dacă mă uit la site-ul ăsta, eu spune că uzabilitatea este foarte bună, link-uri albastre, în dreapta sus search-ul, foarte clar structura informației, dar design-ul nu a fost respectat. Nu, principiile de design nu au fost respectate foarte bine. Ok. Despre ce nu este prezentarea? Când faci... Dacă e să dau sfaturi despre uzabilitate, pot să cad în următoarele două extreme. Fie vorbesc de niște chestii foarte, foarte bine stabilite. Toată lumea trebuie să le știe, niște reguli, da? Dar poți și citești orice și găsești, sunt 10 reguli. Astea sunt cele 10 reguli, întotdeauna trebuie să le îndeplinești. În partea total opusă e... Eu am un magazin online, am pus culoarea verde la butonul de Add to Cart, apoi am pus culoarea roșie, apoi am pus culoarea albastră. Dintre toate, culoarea verde a convertit cel mai bine. De aici pot mă apuc eu să trag filozofii, să fac concluzii, să scriu articole întregi și mai fac asta pe un site, da? Mai fac același experiment pe un site și obțin din nou că culoarea verde este bună. Atunci pot să fac o întreagă teoremă și să vă spun foarte clar că conform experiențelor mele, culoarea verde este cea care convertește cel mai bine. Și cumva, între aceste două aspecte, este prezentarea mea. Ok. Aveți aici un link către un studiu realizat de Liviu Taloi. El a întrebat mai mulți utilizatori de internet despre unde ar trebui să fie poziționate elementele pe un site. Unde ar trebui să fie caseta de căutare, butonul de funcția de logare, unde ar trebui să fie funcția de logare, unde ar trebui să fie fotografia produsului, butonul de adăugare în coș. Și aveți aici rezultatele studiului, este pur experiențial, deci oamenii au spus acolo foarte clar. Noi ne vedem, noi considerăm că caseta trebuie să fie poziționată undeva, da? În stânga, în dreapta, în... E, are un chenar și lucrurile sunt poziționate foarte clar. E o carte de uzabilitate pe care o recomand, este, are mai multe ediții. Vă recomand să vă uitați peste Don't Make Me Think, al lui Steve Krug. Ok. În uzabilitate, în opinia mea, lucrurile sunt destul de vagi. Adică, dacă te-ai pus să-ți faci un site de prezentare care este adresat unei nișe, designul și felul în care ar trebui să arate el, ar trebui să țină în primul rând de gustul propriu și de opinia ta și de personalitatea ta. Apoi, dacă îți faci un magazin online, contează foarte mult să faci split testing, să testezi constant. Cu toate acestea, dacă principiile ar fi de bine stabilite, de ce nu avem, nu un Amazon, ci 100 de Amazonuri ca design? De ce nu avem un EMAG, ci sute de magazine care arată identic ca EMAG? Nu se poate, nu. Răspunsul la întrebarea asta este foarte vag, nu știu să-l dau, dar cumva principiile de uzabilitate nu pot fi întotdeauna aplicate 100%. Ok, și despre ce e totuși prezentarea?
Prezentarea este despre lucrurile care sunt la limita între lucruri foarte bine stabilite și experiența mea personală, undeva în mijloc între ele. Ok. Ca regulă de uzabilitate. Prima regulă de uzabilitate ar fi că nu prea există. Poți să-ți faci un site care încalcă reguli de uzabilitate și care totuși performează foarte bine. Ce există totuși sunt experiențe pe care le-ai avut tu cu site-ul. Sau bune practici în domeniu. Sau propria ta părere. Sau poți să faci niște teste AB să iei niște concluzii. Ok. Hai să începem cu lucrurile concrete. Aceasta este partea de sus a unui formular. Oria, cred că ar fi bine să se uite puțin la acest formular. Formularul, chiar în partea de sus, spune că ai 10 minute să-l completezi. Dacă nu-l completezi, în 10 minute formularul va expira și se pierd toate datele. Da, deci cum ai intrat pe site, la secțiunea de sesizări, dacă nu completezi formularul în 10 minute, formularul va expira. Formularul are mai multe câmpuri, aici sunt vizibile doar primele. Este, de fapt, formularul de sugestii de pe site-ul BCR. Nu e AB, nu mai ok. Formularul este așa de foarte mult. Am o lungă experiență, am intrat pe mult. Te întreabă, printre altele, codul numeric personal. În opinia mea, dacă cer date sensitive, ar trebui să poți explica cumva de ce ai cerut lucrurile acestea și, în primul rând, într-un formular de contact de sesizări, nu ar trebui să ceri CNP-ul unei anumite persoane. Apoi, trebuie pune opțional ce drept să completezi numărul de fax. Adică, eu completez un formular online și tu urmează să-mi trimiți ca bancă un fax cu răspuns sau nu știu. Ok. Apoi te întreabă printre unul din câmpuri este contul curent. Te apuci, deci vă reamintesc că este un formular care trebuie să completezi în 10 minute și îți cere să te apuci să cauți o factură, să cauți cont curent, să completezi în formularul respectiv. Apoi îți cere date despre sucursale. Are încă o chestie care se pare interesantă, newsletter. În opinia mea, newsletterul ar trebui să fie debifat implicit și doar dacă vrei să fie bifat. Ei, în cazul de față, ești obligat să alegi yes or no. Adică dacă nu alegi nimic, nu știu, presupun că dă și o eroare. Cumva ar trebui să alegi între yes și no. Și partea de jos, aici se termină formularul, mi se pare cea mai mare greșeală pe care poți să faci într-un formular, anume buton de rest. Deci ai formularul de sus, trebuia să completezi în 10 minute, ai stat și te-ai stresat, ai ajuns jos și primul buton pe care poți să apeși este butonul de rest. Butonul de rest este... Deci în programare ai butonul acesta. Poți să faci un buton de tip submit și un buton de tip rest. Faptul că tehnic ai posibilitatea să pui acel buton înseamnă că nu înseamnă bun neapărat că trebuie să-l pui și, în opinia mea, eu n-am văzut niciun site pe care butonul se justifică. Adică să-ți completezi formularul și să ai nevoie la sfârșit să ștergi toate câmpurile ca să te ajute butonul să... Ok. Deci nu mi se pare o practică bună. Am dat acest exemplu tocmai pentru că am completat formularul respectiv și aveam decizia mai multe taburi. Până am dat trimitere, mi-a expirat și am rămas, wow. Dar există, ca să în apărare lui Core, există alte bănci care au formulare mult mai... Deci am întâlnit... Asta vreau să zic. Se poate și mai rău. 5 minute. Am întâlnit și alte cazuri, deci m-am apucat doar să contactez bănci și cereau tot felul de lucruri, conturi, cum, nu ești client al nostru, de ce? De ce ai vrea să ne contactezi? Eu voiam doar să le trimit un e-mail. Le trimiteam un e-mail și ajungeam la tot felul de departamente. Un ultimate la chestia asta mi se pare Data Protection Bureau, e autoritatea pentru datele de tip personal. Și dacă le trimiți un e-mail, primești răspunsul 2 săptămâni, dar în ce formă? Ei iau e-mailul, îl citesc, fac în Word un document, îl printează, îl semnează și ștampinează, îl scanează și îți trimit un e-mail cu scanul răspunsului lor. Și primești așa un document. Așa este de la primărie. Așa se spune și primăria. Dacă nimerești o primărie care să răspundă. Eu cred că totuși, în apărarea dat, poate răspund, dar durează mult de 2 săptămâni până faci toate. Eu îmi trate doar. Bun. Așadar, în opinia mea, nu ar trebui să ai formulare care expiră și dacă ceri date suplimentare, trebuie să le ceri într-o limită a bonului simplu. Încă o chestie.
Deci nu se auzea până acum, ok. Există pe site-ul BCR, deci formularul de jos. Am luat un formular, mi se pare un exemplu foarte bun, are foarte multe greșeli, e ok. Formularul, câmpul de jos, îți pui părerea și e limitat la 4000 de caractere. Nu am testat ce se întâmplă dacă pui mai multe, dar ideea e că oricum ți-l tai. Deci sigur îți dă cumva o eroare dacă încerci să introduci mai mult de 4000 de caractere. Ok. N-am testat efectiv, doar m-am uitat la... Deci doar câmpurile, fără să tastez. Asta a fost... Ok. Deci, în opinia mea, eroare să pui limitări utilizatorului dacă le poți rezolva prin altă soluție. Aici, în cazul... ei te obligă aici să pui mai puțin de 4000 de caractere ca să le fie lor ușor să citească mail-urile respective. Dar mă aștept ca procentul celor care trimit mesaje mai mult de 4000 de caractere și le-au completat asta în cele 10 minute în timpul alocat, este un număr destul de nesemnificativ. În schimb, frustrarea să scrie un client unei bănci să completeze toate lucrurile astea și să ai acolo, poate și are un document și dă copy-paste. Și dă acolo și nu-l ia. Și trimite mesajul și îi răspunde nu că n-am primit. Și eu e un nonsens. Da. Da, cred că dacă mă duc la contul. Okay. Pe de altă parte, sunt lucruri care trebuie să le ceri. De exemplu, poate ați văzut pe unele site-uri, ceri să te abonezi la newsletter și îți ceri doar e-mail. În opinia mea, ar trebui fiecare dată când faci abonare la newsletter să ceri și numele persoanei pentru a avea o idee despre cine se abonează la baza ta de date. Pe de altă parte, revenind la simplificare, eu aș face formulare de contact cât mai simple. Nume, e-mail sau telefon, sau și e-mail și telefon și mesaj. E o chestie. Eram o vreme convins că cel mai bine la câmpul e-mail sau telefon este formularea de acolo. Să ceri așa, e-mail sau telefon și își completează omul ce dorește dacă vrea să fie contactat prin telefon sau prin e-mail. Problema cu lucrul acesta este că completarea unui e-mail și a unui telefon, doar atât să scrii e-mailul și telefonul, e destul de simplă. Pe de altă parte, să-l faci pe vizitator să stea să se gândească oare de ce îmi cere e-mail sau telefon și ce vreau exact să completez aici, e bine să eviți procesul acesta de gândire și să faci lucrurile cât mai simple. Deci dacă vrei să răspunzi doar prin e-mail, cere doar e-mail. Dacă vrei și telefon, cere e-mail și telefon. Dar cam atâtea să fie câmpul. Încearcă să faci formularul de contact cât mai simplu posibil. Ok. Un criteriu important pentru uzabilitatea unui site, și contează factorul acesta foarte mult, inclusiv la SEO, este viteza de încărcare a site-ului. Avem aici site-ul google.com, care e cel mai accesat site din lume, ceva genul ăsta. Și conform propriul lor test de evaluare a vitezei de încărcare a unui site, nu are 100%, are 98%. E un criteriu acolo probabil irelevant, dar ideea e că dacă vrei să faci un test de genul ăsta, e foarte, foarte, foarte... Din ce am luat eu până acum pe site, nu am întâlnit niciun site care să aibă 100% sau 100% la amândouă, nici măcar acesta, da? Google.com. Dar ideea e, intră pe jetmetrics.com, introduce acolo un site și îți dă criteriile de evaluare a vitezei de încărcare a site-ului conform page slow, page speed și acu slow, y slow. Ok. De ce ai face chestia asta? Pentru viteza de încărcare a site-ului. Cum altfel ai putea avea o viteză de încărcare a site-ului mai bună? Păi ai două soluții. Odată poți să-ți rezolvi problemele pe propriul site și în sensul ăsta te ajută page speed și y slow. Sau pe de altă parte, ai putea să găsești un hosting mai bun. Să-ți găsești un hosting mai bun în țara în care sunt majoritatea vizitatorilor tăi. Adică dacă ai un site din România, găsește un hosting bun din România. Dar odată ce ai făcut lucrul acesta, odată ce ți-ai găsit un hosting bun, rulează JTmetrics și vezi ce alte lucruri poți să faci pe site-ul tău pentru a avea o viteză mai bună. Dacă faci un raport de uzabilitate și înclezi testul ăsta, întotdeauna vei găsi lucruri pe care clienții tăi să le îmbunătățesc. Întotdeauna. Problema, și de ce nu se obține 100%, și care e problema aici, e că implementarea și rezolvarea lucrurilor ăstora e un mare efort de programare. Dacă ai un site în HTML, să zicem că poți să rezolvi lucrurile simplu. Acasă, despre noi, contact, faci toate lucrurile astea care are 3 pagini. Dacă ai un magazin online și trebuie să aplici soluția de optimizare imaginilor pentru tot site-ul și să ai tot felul de lucruri pe care ți le cere acolo, costurile de dezvoltare sunt mari. Dar ar trebui să cel puțin să rulezi testul și să vezi care lucrurile pe care le-ai putea rezolva rapid. Ok. Asta este pagina de contact de la PC Garage. Intri pe PC Garage și contact. Îți dă program orar de funcționare pentru multe departamente, vânzări, call center, garanții. Îți dă rețelele de socializare pe care sunt ei.
nu dau adresele de e-mail, cumva probabil mă aștept să aibă probleme cu spam-ul și atunci au formular de contact. Au mai mult decât atât. Îți dau și harta sediului lor și o fotografie externă cu sediul lor. Ce îmi place la această abordare? În opinia mea, pagina despre noi și pagina de contact, la un magazin online, la un magazin de prezentare, la orice formă a unui a unui site, te ajută să intri în concret. Deci intri pe un site și te apuci, navighezi pe acolo, intri pe site, vezi tot felul de produse și la un moment dat uiți că magazinul are în spate oameni reali și lucrurile chiar există și produsul ăla poți să-l vezi și să, la un moment dat, dacă îl cumperi, o să ai tendința să pierzi un pic contact cu realitatea când ești în mediul online. Dacă intri pe despre noi și contact și găsești fotografii, hărți, CV-ul persoanei, video, lucruri de genul ăsta, te ajută foarte mult să nu vezi în imaginea unui site doar o chestie virtuală care există acolo și lucrurile sunt abstracte. A fost mai devreme o întrebare despre dacă e bine să pui dacă e bine să pui video. Strict legat de magazine online, răspunsul meu ar fi așa. Dacă ai un produs, recomand cu mare căldură să pui link-uri către alte video, alte descrieri de pe alte site-uri. Chiar dacă, să zicem că este un video mai slab, da? Un video de slabă calitate. Eu am intrat pe pagina produsului și vreau să mă informez cât mai mult. Aș pune mai degrabă un video de slabă calitate decât să nu am nicio informație de genul respectiv. Am căutat recent, am vrut să-mi cumpăr un UPS și era cel mai vândut UPS de la PC Garage și pe locul, era în top 3 de cele mai vândute de la PC Garage, de la EMAG. Ok, e un produs bun, nu? Printre cele mai vândute, ok, hai să vedem ce e cu el. Și m-am uitat să caut poze cu el și am găsit multe poze. Era o poză din față orientată spre stânga și o poză din față orientată spre dreapta. Astea erau toate pozele pe care le-am găsit. N-am găsit nicio video, nicio poză. Pe mine m-a interesat mai ales spatele UPS-ului, pentru că are în spate conector și poți să știi cum îl bagi în priză și ce poți să conectezi și cum arată cablurile în spate. Și în principiu, în spate erau lucrurile care se întâmplă. În față avea un mic ecran LCD care spunea dacă funcționează și nu știu ce chestii. Niște chestii banale. Erau butonul de pornit, oprit și un LCD. Dar filmulezi la ce? Aș fi preferat să găsesc orice formă, video, filmuleț, orice formă, prin care pot să văd cum arată produsul în spate. Când am cumpărat produsul, a doua zi am făcut unboxing, l-am filmat eu la mine acasă, e clipul pe YouTube. Iau produsul, rotesc, îl succes și se pare foarte ok. Să văd produsul, uite, răspund la întrebare. Să văd produsul cum arată jos, că îl pui undeva și să știi cum arată piciorușe respective. Și când faci poze, de obicei nu iei produsul și îl rotești în sus. Dar mie îmi pare important inclusiv asta, că unde pui piesul respectiv. Și în sensul ăsta are sens. Sau dacă faci un video, îți arată, de obicei, dacă face cineva unboxing, îți arată toată cutia și ce cabluri are și cu ce mufe vine și ce manual și nu știu, tot felul de alte chestii. Și să știi dacă, de exemplu, dacă vine cu cablu de alimentare sau trebuie să-ți cumperi tu unul. În sensul ăsta m-ar ajuta un video. Fotografie e și utilă, vreau fotografii, dar video e mai util. Da. Da. Vreau să întreb dacă fotografia filmului este ale produsului. N-ar fi mai bine, n-ar fi util pe pagina produsului să existe și un link către download-ul de manual? Aici e o chestie. Dacă, în general, la orice magazin, e foarte abstractă chestia asta. Nu, la tipul ăsta de produse. Produse electronice, electrocasnice, așa mai departe. Inclusiv la chestia asta, iarăși abstractă. Dacă, uite, PC Garage are o comunitate mai orientată mai degrau pe 3GX. Da? Au tot felul de detalii tehnice, au un forum la care răspund, au tot felul de detalii și informații. Da? Îți dau prețul pe ultimele 30 de zile. Îți dau foarte multe informații. Pentru comunitatea PC Garage, o chestie de genul ăsta, da, pune acolo, traficul va fi insignifiant, nu vei avea mari pierderi. Pe de altă parte, trebuie să calculezi și câștigul, da? Adică tu, ca să pui pe toate produsele alea, să cauți manual, să pui în site și să nu pui o prostie, trebuie să faci o verificare, să fie o chestie ok, ăsta e un cost pentru tine și trebuie să vezi dacă se justifică. Ce aș face mai degrabă decât ce spui tu aici, ar fi să dau un link către pagina producătorului dacă sunt sigur că are manualul. Să nu stau să-l descarc, să-l pun la mine pe site. Da, o chestie de genul ăsta mi se pare ok. Dacă ai timp și resurse limitate, dacă ai 10 produse, da, dă cât mai multe, pune și așa. Da, gândește că PC Garage are, nu știu, mii, zeci de mii de produse, au și Garage Mall, au foarte, foarte multe produse. E un mare efort pentru ei să ia toate manualele de pe toate site-urile așa și să le pună ei pe site. În schimb, să dea link. Ca să găsești un video care se clipi, mi se pare mai dificil decât să găsești un link la manuale pe site-ul producător. Da, iar eu... Mă gândesc că economic. Da. Asta cu economia.
economic, a zis. Da, ok. Nu mai țin minte acum, dar nu cred că am găsit nici manual. Nu știu, e posibil, nu mai țin minte cum am făcut research. A fost acum vreo 2-3 săptămâni, nu mai țin minte dacă am căutat manual, dar na, a fost o idee bună. Legat de video. Chiar dacă știu că pot găsi video cu produsul respectiv, dacă tu în pagina de produs îmi dai video respectiv, tu ai făcut research-ul pentru mine. Te-ai uitat să nu fie chiar o aberație completă și ai dat play, poate... Sunt tot felul de chestii de video care nu sunt ce ar trebui să fie. Hey, tu ai făcut research-ul ăsta pentru mine, te-ai uitat, ai văzut că e un video suficient de bun cât să fie acolo și eu tot ce am de făcut este să dau play și să aflu mai multe informații. Chestia asta mă ajută mult. Ce fac magazinele online, în general, referitor la întrebarea cu manualul, e dau un link către pagina producătorului și te descurci de acolo. E good enough. Dacă aveți întrebări, puteți să-l întrerupeți pe Olivia în oricând. Mulțumesc, Emiț. Dacă te duci la Google și cauți oftalmolog București, primul site care l-am obținut eu a fost europeye.ro. Și ăsta e site. Și acum am și o întrebare pentru voi. Care ar fi problemele de uzabilitate acestui site? Da, este o mare problemă de uzabilitate, dar cred că este vina grupului și a proiectorului. O altă problemă de uzabilitate. Dacă acela este slider, este prea înalt. Ok. Cred că este cu taburi. Și faci click acolo și se duce. Nu mai... Okay. Cred că logo-ul prea mare. Logo-ul te simți mai mare. E o glumă? Ok. Niciun text în primul ecran. Niciun text în primul ecran. Asta e pagina principală. O să am un slide inclusiv cu chestia asta. Eu personal nu sunt de acord, dar dacă pentru tine e o problemă, ok. Da, e Horia. Aș zice că dacă e home page-ul, above the fold, nu am niciun fel de informație relevantă pentru domeniul activitatea în site-ul. Nu mă ajută să înțeleg în primul moment care e în site-ul, despre ce e vorba. Ok. Hai să vă ajut un pic. Deci, de-aia. Mă duc la Google și caut oftalmolog București. Da? Și ajung la site-ul ăsta. Și eu am o problemă cu chestia asta. Deci... M-au corectat pentru că nu se vedea într-adevăr din cauza stâlpului că scrie mare spital de oftalmologie conjunctură. Dar chiar și dacă aș fi văzut acel logo, tot nu mă ajută pentru că, după cum spuneam, content relevant nu e. E după fold. Adică... Ok, o să vă dau o chestie și mai banală. Are legătură cu faptul că oamenii caută oftalmolog București și ajung pe site-ul ăsta. Are legătură mare cu asta. Este pe șanul unde scrie. Nu știu, poate e. Nu știu. Poate nu e din București? Ok, hai să vă zic care e problema mea. Problema mea. Bă, durează prea mult, deci îmi pare rău. V-am dat atâta șanse. M-am explicat că are legătură. De când au ochelat. De când o să fie, este cel mai mare spital. Așa scrie în descriere. Și mi se pare o greșeală destul de mare. Ok, poate. Okay. Nu știu, ideea e că nu știu, dar ține înapoi. Dar puțin înapoi. Așa. Cel mai mare. Da, ok. Să scrie are numele mare. Problema pe care am eu cu site-ul ăsta e că meniul de sus, meniul din dreapta și ambele meniuri de sus și meniul din dreapta e font cu gri închis pe gri deschis, cu font mic care, și aici se vede destul de mic, dar pe site e și mai mic decât atât. Și oamenii care audiența site-ului ăstuia sunt oameni care caută la Google oftalmolog București. Și în opinia mea nu și-au adaptat conținutul site-ului la cum ar trebui să... La natura clienților. La natura clienților. Nu știu, eu am o mare... Eu chiar am o problemă cu văzut și am intrat aici și... Dar vreau să fie bani cu toate. Vreau ochelari, vreau construcții, vreau nu știu ce. Am avut la un moment dat prezentări pentru niște medici dermatologi și am căutat nu un site de genul ăsta, am căutat multe. Și multe site-uri de oftalmologie, și din țară, și din București, din toată țara, au fonturile care în general sunt prea mici sau au contrast foarte slab. Și e o mare problemă dacă nu te adaptezi la audiență. Mi s-a spus... Da, mi s-a spus că ar putea fi ceva de genul ăsta, intenționat fac chestia asta ca să obțină mai multe lead-uri. Că sun, da mă, chiar nu văd, hai să sun. Dar... Ideea e că o practică atât de comună încât chiar cred că e o greșeală și nu e ceva intenționat. Ok. Ăsta e pe site-ul Apple. E meniul de sus.
Și aici am o problemă. Și care e problema? Păi e text. Asta e doar meniu. N-am tăiat, am super simplificat, e doar bara aia. Doar nu e, nu e asta, nu-i tot site-ul. Problema e că Apple face prea minimale. Ok. Și ți-ai dat seama de aici, din asta? De la mărti. De la mine să știi. Și pare contrastul. Da, ok. Apple are o tendință de a face... Dacă te uiți pe tot site-ul, ei chiar scriu cu fonturi mici și chiar scriu cu negru, pe, cu gri, pe gri. Da, mici de grafice. Dar arată frumos, da? Deci da, la ei e design. Și pe ei, ok, nu vezi bine. Treaba. Arată bine. Da. Deci, da, e un compromis care mă gândesc. Ok. Are legătură cu faptul că ecranul ăsta nu e mult mai în dreapta decât pare. Deci, aici e imaginea, se termină pe aici. Da? Aici se termină. Și continuă așa și... Ok. Problema care am eu cu site-ul ăsta e că această casetă de căutare e cam atâta. Și e mică. Și dacă te apuci și scrie aici mai mult decât iPad sau mai mult decât iPhone, nu-ți încap textele, la un moment dat se pierd. Dacă intri pe Amazon.com, pe un monitor foarte, foarte lat, e în stânga logo, scrie jos search și barea aia se tot lungește. Deci dacă ai 24 de inci, un monitor de 24 de inci, e într-un capăt, așa, până în capătul celălalt e o bară de search și în dreapta un buton. E o chestie enormă. E, cred că, cea mai mare bară de search pe care țin minte să o fi văzut. Pe de altă parte, la Apple e o chestie foarte mică aici. Dar cum rezolvă ei asta? Dacă faci click aici, barea se mărește, se face automat, așa. E și da. Problema... Deci nu mai e o problemă. Poate? Deci nu mai e o problemă. Nu, nu e o problemă. Dar nu e o problemă. Păi dacă te uiți doar atât, aici e o problemă. Eu nu ți-am arătat asta. Da, dacă te uiți și vrei să-și cauți, dai click, nu? Păi eu da. Păi eu combină. Și atunci, soluția... Nu, stai. Soluția este să dai rezolvarea la punctul respectiv. Deci în momentul în care are o problemă, se rezolve acolo. Și cum, ce mi se pare iarăși interesant la PC Garage, ăsta este pagina lor de produs, aici arată prețul și scrie stoc suficient și pune semn de întrebare. Și pare cea mai stupidă chestie, adică stoc suficient, semn de întrebare. Ce sens are să pui semnul ăsta de întrebare aici? Se treabă ei, dar nu au stoc. Nu, nu, ăsta e explicativ. Deci aici... Ok. Aici nu caut neapărat răspunsul. Okay. Ideea e așa. Am cumpărat de multe ori de pe magazin online și scrie pe un magazin online stoc, e în stoc. Și sune acolo, e în stoc, e în stoc cu furnizorul, e livrat în 4 zile. Și mai intri un alt magazin și scrie acolo în stoc. Și sun, e în stoc, e în stoc, dar nu e în stoc, nu e actualizat. Dar noi scriem pe site că e în stoc. Sau mai sunt unii care sunt pe price.ro, cel mai ieftin produs, faci click, la orice categorie e cel mai ieftin produs. Intri acolo, scrie în stoc, sun, nu e în stoc. Și practica asta e atât de comună, încât dacă vezi pe un magazin că e în stoc, trebuie să suni, să întrebi dacă e în stoc. Că nu înseamnă absolut nimic că scrie acolo că e în stoc. Sau dacă scrie că e în stoc, poate să însemne stoc cu o grămadă de alte lucruri. Că e în stocul lor, că e în stocul distribuitorului, poate să însemne că îți vine produsul nu știu câte zile. Sunt magazine care au un termen de livrare de chiar săptămâni. Atunci stoc suficient, din alte experiențe, nu e suficient de număritor. Și ei au pus aici un semn de întrebare, pe care dacă faci mouse over, îți zice chestia asta. Zice că se află în stocul fizic, zice că e actualizat în timp real și zice informațiile despre livrare, în cât timp se livrează produsul. Și asta mi se pare un... Dacă ar scrie toate astea aici, te-ar zăpăci, te-ar spune, ok, prea multe informații. Au pus un semn de întrebare și îți răspunde exact când ai nevoie de el. Dacă înlocuiau semnul de întrebare cu semnul de exclamare, nu era mai optimist, așa? Completarea a fost dacă... Da, mă, zic că să se înregistreze pe cameră. Dacă înlocuiau semnul întrebării cu semnul exclamării, nu era ceva mai pozitiv? Ok, nu mai dau acum la primul slide, dar ideea e că n-am răspunsuri la toate chestiile. Adică nu știu... Nu ai deloc sau nu e pe stoc? Ok. Întrebarea, da, ăsta, răspunsul. Ok. Răspunsul, da, nu l-ai deloc sau doar nu e pe stoc? În opinia mea, dacă mă întrebi opinia mea, ar fi să fie cu semn de întrebare. Dar ideea e că nu știu 100% cum ar trebui să fie în mod ideal. Poate chiar o greșeală că au pus semnul ăla de întrebare.
Ce am dat aici e strict o explicație, că dacă ai nevoie de ajutor la punctul respectiv, să te ajute exact în momentul ăla, ca principiu general. Poate chiar ineficient, că poate oamenii dau cu mouse-ul acolo și le apare fereastra și dau din greșeală și poate chiar îi deranjează. Ce-i prostia asta? Nu știu. Poate dacă nu vrei tot felul de alte detalii, de ce mi-ai zis că e stoc suficient și mi-apar pop-up-uri? Cât de slab crezi că sunt? Mie mi-a plăcut personal și mi se pare un exemplu bun de ajutor în momentul respectiv. Dar să-ți răspund dacă ar trebui să fie semn de întrebare sau un alt semn sau ce culoare sau... și să-ți dau și un răspuns să fie bun, nu știu. Pot să zic că pentru mine e mai util semnul de întrebare, dar nu știu care e răspunsul universal. Dacă trebuie să răspundă, mi se pare că cel mai bine ar fi să se menționeze direct în pagina produsului data livrării. Scuze, a venit microfonul. Mie mi se pare că cel mai bine lucru ar fi să se menționeze data livrării produsului pentru București și restul țării direct în pagina produsului. Asta. Restul semnul întrebări, exclamări, lineare și mai sunt, chiar mi se pare un plus, sincer. Bun. Uneori fac auditul de bloguri și are cumva legătură cu întrebarea anterioară. Dacă e ok să pui pe site-ul tău link către un video prost al unui tip care l-a făcut pe YouTube și arată foarte nașpa și tu să pui link-ul către el. În opinia mea, da. Decât să faci tu un video... Dacă ai putea să faci videourile rapid și eficient și să faci cele mai bune videourile, fă-le. Dar dacă nu poți să faci asta, pune link către un video care e mai prostuț decât să pui vizitatorul să caute el pe YouTube, să intre acolo și foarte probabil la un moment dat să nu se mai întoarcă pe site-ul tău. Dă-i tu pe site-ul tău tot ce are nevoie. La blog, decât să produci un conținut care deja există în limba română și tot ce faci este să rescrii cu alte cuvinte și eventual să-l documentezi mai bine, mai bine nu-l scrii și dai link către articolul respectiv. Iartă-mă. Nu e mai util să faci un embed în loc să dai un link? Da, ok, embed, da. Ok, știu. Nu, aici ai dreptate, am zis greșit. Okay. Legat de abonare la e-mail, intri pe un site, dacă e un site pe WordPress.com, dacă trebuie să-ți faci un site pe WordPress.com, are o funcție standard, poți să ai abonare prin e-mail. Dacă ai WordPress pe trebuie să găsești una din soluțiile FeedBurner sau MailChimp RSS to e-mail să faci abonare la e-mail, la blog. Recomand MailChimp RSS to e-mail, folosesc pe olivian.ro, pe lumea SEO.pc avem un newsletter de la MailChimp care iarăși merge ok. FeedBurner e foarte ok, doar că nu poți să customizezi absolut deloc newsletter. Adică ei îți trimit un newsletter ca e-mail, nu trebuie să faci nimic, e foarte comod, dar nu poți să-l customizezi. Încă o chestie, cred că 95% din bloguri au problema asta, sau problema pe care o percep eu. Intri pe un site, comentezi și... Dacă vrei să te abonezi la comentarii, cum faci? Poți să te abonezi prin e-mail, dar asta înseamnă că de fiecare dată când cineva postează un comentariu sau îți răspunde ție, tu primești un e-mail cu chestia asta. Mult mai plăcut, mi s-ar părea să ai un link către feed-ul RSS de comentarii ale blogului respectiv, specific pentru articolul respectiv. E ușor de implementat în temă, e o modificare destul de simplă, dar are niște efecte, da? Poți să te abonezi la toate comentariile articolului respectiv prin RSS și mai ușor de citit. Ok. Ăsta e homepage-ul PC Garage. Și dacă demnezi de sus până jos, asta obții. Ok. Mă întreb dacă să vă întreb să cum vi se pare acest homepage? Ca mă interesează mai mult dacă e ok că au scris atât de mult pe prima pagină sau ar trebui să scrie, nu știu, să se oprească aici. Mi se pare ok lungimea homepage-ului PC Garage? Cine e pentru da, se ridice mâna sus. Pentru da la ce? Vi se pare lung? Nu. Mi se pare ok. Vi se pare ok. Am înțeles. Mi se pare ok lungimea homepage-ului de la PC Garage? Cine e pentru mi se pare ok lungimea? Mi se pare unul de trei, mi se pare ok lungimea. Cui nu îi se pare ok lungimea? Ok, iată. Mulțumim. Bun, acum o veți înțelege de ce am avut dilema dacă întreb sau nu, pentru că n-am ce să fac cu răspunsurile, pentru că nu știu dacă e ok sau nu. Asta nu spune. Da. Exact asta vreau, știi. Pot să spun că mie personal îmi place următoarea chestie. Deci, la un magazin online, ok. Erau toate categoriile astea de produse. Deci pe aici sunt foarte multe categorii de produse. Mult, au grămadă de produse. Și ce fac ei pe prima pagină? Îți arată. Cele mai vândute produse de pe site.
de la procesoare, da? Cele mai vândute monitoare LED și ați arată tot top 3. Și aici zice cele mai vândute tablete și cele mai vândute prânci video. Și pe pagina asta au tot felul de alte chestii. Cele mai comentate produse, cele mai... cred că au și cele mai votate produse. Au produse care au primit review-uri, pentru că în afară de ce scrie descriere acolo, cineva asta și ne-a analizat. Și are un link, fiecare din multe, multe din lucrurile astea, undeva aici vezi toate produsele. Adică ei îți arată top 3 și poți să vezi toate produsele. Te interesează procesoarele, poți să le vezi rapid pe top 3 și le vezi pe toate după aceea. Și dacă navighezi pagina de sus până jos, poți să vezi top 3 produse din nu știu ce categorie și faci click pe vezi toate produsele și le vezi pe toate. De ce îmi place mie pagina asta? În opinia mea, ai două opțiuni de navigare pe un site. Ei ar putea să facă pagina până aici și în momentul ăsta tu ai face navigare prin click. Adică, home, procesoare, mă uit la procesoare. Home, hard disk-uri, mă uit la hard disk-uri. Și în momentul ăla faci navigare prin click. Dacă faci, te apuci și faci scroll aici, e navigare prin scroll. Ce navighezi? În opinia mea, e mai rapidă și mai eficientă navigarea prin scroll. Și mai ales pentru prima pagină, când e posibil să nu știu exact ce caut. Deci eu am intrat pe PC Carriage, mă uit eu pe acolo, fac scroll, fac scroll. Dacă ar fi să fac click, mă duce homepage, procesoare, mă pierd. Homepage, procesoare, după aceea să văd monitoare, homepage, homepage. Trebuie să mă duc în meniu, monitoare. După aceea trebuie să mă duc la altceva, da? Și ce îmi fac aici este facilitează navigarea prin scroll. Dau scroll și citesc mai multe informații de pe mea. Oana, dacă vrei poți să Oana, 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 dacă vrei poți să te muți la masă pe mine. Asta e numai zona. E a doua oară când ții prezentarea aici, nici prima dată n-am ținut minte și ulterior n-am mai făcut research, nici acum nu știu ce magazin e online news. Dar, asta e, ca să simplificăm întrebarea, mă uit doar la sortare. Deci ăsta e ok. Cum ați îmbunătățit sortarea? Deci e o sortare după preț și nume și aici dacă faci click e crescător descrescător. Cum, ce ați face altfel? O întrebare mai specifică. Ce alte criterii, în afară de sortare după nume și preț, ați spune? Ok. EMAG are, are filtrarea standard cele mai vândute, PC Garage are filtrarea standard cele mai vândute, F64 are filtrarea standard cele mai vândute. Nu mai știu ce magazin e aici, dar magazinul ăsta nu are nici măcar ca opțiune filtrarea, sortarea cele mai vândute. În opinia mea, sortarea după cele mai vândute produse de pe un magazin este cel mai important criteriu de filtrare. Oamenii votează cu banii lor. Oamenii votează că laptopul ăsta merită cumpărat. Poți să faci tot felul, să zici că cele mai vândute într-o anumită gamă, poți să te joci cum vrei cu lucrurile respective. Dar ideea e că oamenii au votat cu banii lor că ăsta e cel mai bun laptop. Dacă am intrat la laptop la EMAG, ăsta a fost cel mai cumpărat laptop, e o șansă mai bună să fie mai bun decât laptopul ăsta care alfabetic e primul. Deci asta e un produs, adaug butonul de adăugare în coș. Ce îmi place mie la butonul ăsta e că nu scrie adaugă în coș, scrie adaugă pe el. Ok, acum îmi dau seama că nu stau în lumină. Ok. Deci, butonul de adăugare în coș. Ar trebui să fie, în opinia mea, colorat distinct, să folosească aceeași temă de culori ca și logo, cei de la două nu folosesc, să fie cât mai vizibil, să aibă un contrast puternic și să aibă un apel la acțiune. Îmi place mult la Domo, că au schimbat apelul la acțiune. Da? Te faci să te gândești la altceva. Poate e o greșeală, poate l-au schimbat și ce e asta și te faci să te gândești și nu trebuie să te gândești, trebuie să fie instinctiv. Mie personal îmi place. Ok, PC Garage. Ne facem la PC Garage. Asta zic. Deci, apel la acțiune, creează cont nou, apel la acțiune. Aici nu scrie ceva, vezi toate, nu știu ce. Cumpără, scrie pe bara neagră. Scrie pe undeva cumpără, ok. Bara neagră. Dar mai jos vezi toate categoriile. Ideea e că dacă navighezi pe homepage-ul ăla care v-a arătat cât e de lung, are o grămadă de apeluri la acțiune. Dacă vezi categorii, vezi toate categoriile. Foarte, foarte multe apeluri la acțiune. Și nu e produs, un produs și la fiecare scrie vezi mai multe detalii. Nu, are tot felul de apeluri la acțiune, numai în parte de sus, într-o grămadă. Aici scrie, te sunăm noi, faci click și te sună.
cred că se poate produce o disipare atenție. Adică dacă ai foarte, foarte multe lucruri de făcut. Și încă o chestie, contrast. Alb pe roșu, alb pe roșu, alb pe negru, iarăși contrast puternic, contrast puternic și aici contrast puternic. Deja nu mai știu la ce să te uiți. Sunt foarte, foarte multe lucruri care sunt colorate foarte intens. Are multe apeluri la acțiune și, în opinia mea, e o problemă care se rezumă în următoarea afirmație. Dacă totul e important pe o anumită pagină, atunci nimic nu mai e important. Dacă toate lucrurile alea sunt importante pentru tine și le colorezi și le faci intense și le pui apeluri la acțiune și le faci toate viguroase, în opinia mea, nimic nu mai e important. Da. Stai două secunde că vin cu microfonul spre tine. Vin cu unde ești? Ah, Horia, tu ești. Încântat. Spuneam că mai am o problemă. E ok, nu. Lasă-te Horia, dar nu-i bine. Problema cu foarte multe link-uri din punct de vedere SEO nu e o practică foarte sănătoasă pentru că se diluează foarte mult autoritatea pe care o conferă acele link-uri paginilor la care deep link-uiești. Deci dacă am încărcat în halul acela homepage-ul și toate paginile, dar cu foarte multe link-uri, către categorii, subcategorii, pagini, produse, cele mai vândute, cele mai nevândute și mai departe, diluează foarte mult autoritatea pe care o conferă acel link-ul pe care îl conferă acel link, acelei pagini. Și link-urile de pe homepage sunt foarte importante pentru un e-shop. Okay. Bine! La o chestie de genul ăsta ar fi... Sunt multe criterii și ideea e cum ar trebui să văd eu lucrurile astea când fac un audit de uzabilitate, e așa. Dacă faci asta, ai consecințele astea. Dacă pui toate link-urile astea, se diluează link-ul. Nu știu ce. Dacă pui toate link-urile pe prima pagină și sunt făcute prin scrolling, asta poate ajuta la scrolling. Poate, dacă pui foarte multe elemente de apel la acțiune, poate să păcește utilizatorii. Dacă pui prea puține, poate utilizatorii n-au încredere suficientă în site respectiv. Ideea e că, în opinia mea, este doar atât. Dacă faci ceva, ai niște consecințe. Dar decizia n-ar fi să vezi, înțelegi criteriul ăla, că ți-e pare ție așa, ăla e. Deci trebuie să vezi mai multe lucruri. Deci mi-e microfonul la... Are dreptate ce se vorea, doar că... Când fac un audit, să văd ceva mai holistic. Ok. Am două texte. E o problemă foarte comună. E bun scandal, e cel mai bun scandal. Deci, ăsta e textul care îmi place mie. Nu, ăsta e textul care îmi place mie. Și ăsta e textul care nu-mi place. Faptul și întrebarea... Ce nu-mi place primul text care e cu genunchi? E o reminiscență a perioadei orale, nu? Din copilărie, din prima copilărie. Da. Ce? Poftim? Ionuț? Ce scuze? Cui? Ok, hai că o să dureze mai puțin. Deci, oamenii scanează pe internet, nu citesc, nu citesc textele respective. Dar e foarte mișto explicația asta, chiar pe mine m-am prins data trecută. Deci, dacă vrei să scanezi și să încerci să scanezi chestia asta, te-a pus să citești, trimițându-mi mie la adresa solicitată. N-are niciun sens. Deci dacă ai citit până aici, cu trimițând, n-are niciun sens. Afirmația asta n-are niciun sens. Dacă citești aici, trimite un e-mail la adresa solicitată, ok, se întâmplă ceva. Dar nu trebuie neapărat să știi asta ca să înțelegi contextul frazii. Poți să citești doar propoziția asta, deschid la concurs. Ok. Aici, propoziția a doua are sens. Poți să o scanezi doar pe ea. Dar dacă folosești gerunziu, gerunziu are două probleme. Unu, dacă ai folosit gerunziu în mod automat, nu poți să faci o propoziție, trebuie să faci o frază. Deci ai gerunziu în prima propoziție, după aia mai ai o propoziție. Deja ai completat lucrurile. Și a doua chestie, dacă scanezi, nu poți să citești doar textul ăsta. Trebuie să citești și pe al doilea. Ai un text lung. În opinia mea, niciodată n-ar trebui să folosești gerunziu pe un site. Întotdeauna ai alternative. Asta e doar pentru scanare. Dacă vrei să faci o teză, o nu știu ce lucrare, bineînțeles că folosești gerunziu, că sună oficial și un text ok. Dar pentru texte care să fie scanate și să oamenii să citească rapid, nu folosești gerunziu. Dacă nu înțeleg, stai puțin să-ți adume microfon. Când folosești gerunziu, nu te gândești deja că urmează încă o acțiune, adică urmează o așteptare a cuiva, folosești gerunziu trimițând. Nu, da. Adică nu e doar o acțiune, urmează și încă ceva pe lângă acțiunea Da. Nu e trimite. Adică nu cere ceva. Și implică încă o acțiune, trimițând. Da, implică. Dacă eu vreau să scanez textul, mă obișnuiesc să-l citesc pe tot.
Tu m-ai obligat când am citit, când am citit ăsta, eu n-am înțeles nimic. Trimițându-l e-mail la adresa solicitată. Bun, corect. Dacă îmi folosești trimite, pur și simplu îi spui să facă ceva, da? Când ești trimițând... Da, recunosc că schimbă puțin sensul. Asta schimbă spune... sensul cu totul, nu puțin. Ok. Da. Bun. Cred că e un text care... Deci dacă arăt cuiva textul ăsta, nu o să-mi zică că... Ok, ăsta e un text care nu mai are niciun sens și oamenii nu o să înțeleagă. Schimbă sensul, dar nu într-un mod care să te afecteze opinia mea. Păi bun, schimbă sensul, dar ajunge foarte aproape de sensul adevărat al frazei, nu? Ajunge foarte aproape de sensul frazei, tu vrei să se înscrie omul în concurs, adică nu vrei doar să-ți trimite un mail. Și să se înscrie. Ca să simplificăm, e puțin soft ce arată aici. Există următoarea tehnică de usability. Dacă am o aplicație web și mă întreabă la un moment dat dacă vreau să salvez înainte să închid, am două opțiuni. Pot să scriu textul pentru a salva, apas da pentru a, sau nu, sau pot să-i spun direct un buton, da, salvez, nu salvez. Și atunci nu mai trebuie să citesc textul înainte. Cam asta e, doar că e un pic mai soft. Dacă văd trimite, nu trebuie să citesc tot, îmi dau seama că trebuie să trimit un mail. Dacă văd trimițând, mă trage automat să citesc și concluzia, pentru că e genul. Cred că mai avem o completare sau o întrebare. Dacă e important să ai pe site call to action, atunci folosești trimite. Dacă e neimportant, poți să folosești trimițând. În general, în situații de genul ăsta, mi se pare relevant să ai un call to action. Trimițând, nu are call to action. Exemplul ăsta e puțin prost făcut. Ideea e că gerunziul e folosit foarte frecvent în tot felul de situații care n-ar trebui să fie folosit, adică texte. Unde e text, apare și gerunziul. Dai că mai am o... Da. Ok. Ok, diateza pasivă. Ai două texte, ăsta e mai simplu, nu mă întreb. Deci, afacerea a fost considerată un succes de KPMG și KPMG a considerat că afacerea este un succes. Aici este o altă ordine normală. Subiect, nu știu ce a făcut verbul, nu știu ce e asta. Dar ideea e că asta e primul exemplu, e ordine inversată. Trebuie să reconstituiești fraza în mintea ta, ca să înțelegi că afacerea e cea care a fost considerată de cineva, nu știu cum, trebuie să reconstituiești fraza. Și în opinia mea, nu ar trebui să folosești pe internet diateza pasivă, ci să folosești totdeauna diateza activă. El consideră că nu știu ce. Nu, el este considerat de ceilalți că nu știu ce. Da? Diateza pasivă te ajută să scanezi textul, atâta tot. E o chestie foarte simplă. Sigur că pentru exprimare cursivă poți să folosești diateza pasivă. Da? Dacă vrei să ai un text care e scanat rapid, te ajută chestia asta. Olivian, chiar dacă nu-mi place să... Și am nevoie de ajutorul tău, pentru că nu știu cum să rezolv problema asta. Am un problem organizatoric, dar ți-o le după. Deci folosiți apelul la acțiune. Dacă ai de ales între a nu folosi și a folosi și e un lucru care te interesează ca vizitatorul tău să facă, folosiți apelul la acțiune. Ok. Nu mai pun întrebări, pot să vă zic eu. Ok. Deci, care e problema mea cu Hot News, cu sloganul Mercedes și cu Carlsberg și de ce îmi plac chestiile astea mai mult decât asta? Hot News, da, e super brand. Mercedes, da? S-au chinuit o grămadă să-și facă sloganul ăsta. Vine eu și zic că nu-i bun. Ok. Ideea e așa. În opinia mea, orice adjectiv... Deci, asta e o, așa, am eu o problemă. În opinia mea, orice formă de adjectiv și adverb ar trebui eliminat. În ce sens? Ok. Hot News, ei spun că sunt hot news. Ce înseamnă asta? Înseamnă că dau știri proaspete. Ideea e că nu dau constant știri proaspete. E posibil ca nu știu ce știre să apară întâi pe realitatea și abia după 5 minute știrea să apară pe hot news. Sau poate într-o nișă, poate pe IT, apare o chestie care pe Twitter se super vorbește, dar pe hot news apare după 3 zile. Apoi poate să apară o chestie care e preluată târziu de presa în România și hot news care nu citește nu știu ce sursă, ajunge la știre mai greu. Ideea e că dacă spui tu despre tine însuți că ești hot news și nu... Ce? Deci un pic la lumină. Dacă... Olivia Amber. Dacă spui despre tine însuți că ești hot news și nu poți certifica asta constant, nu demonstrezi, nu? Cumva poți fi combătut. Mercedes, da? E foarte mișto că zic the best or nothing. Îți dau și opțiune. Dar ideea e că... Dacă folosești propriul adjectiv să zici tu că ești the best,
în general e ok, da? În general, Mercedes, wow, e cea mai bună mașină. Pe de altă parte, poți să compari în atâtea feluri criteriul niște mașini, încât... Tăiați frază, faceți logic. Încât poți să combați chestia cu the best. Nu e cea mai ecologică mașină. Nu e... Există mașini mai de lux, mai scumpe, mai puternice, mai rapide. Mercedes are o grămadă de tipuri de mașini. Are, nu știu, are de la mașini sport la, nu știu, dubițe și care și camioane. În fine. Ideea e că nu orice Mercedes este the best. Și atunci nu poți să spui despre tine the best or nothing în orice circunstanță. Și atunci poate fi combătută și, în opinia mea, afirmația asta e cumva parțial falsă. Și ideea e că dacă folosești constant adjective, constant poți să trezești suspiciune. Băi, ce-am vrut să zică? Dacă, știi? Dacă eu am în mintea mea că Hot News e într-adevăr o chestie în care apar știrile proaspete, da, o să crezi și, wow, Hot News îmi place. Dar, pe de altă parte, prefer o chestie care e super sintetică, YouTube. Clipuri cu tine, cu chestii. Mailchimp, cimpanzie, mai mult, n-ai niciun semn. Dar... Ok, ideea e că, într-o afirmație, dacă nu poți... Alternativa la adjective și la verbe este să susțin. De ce să zici Hot News? Nu merge la titlu, dar în loc de Hot News poți să spui știrile care apar întotdeauna în 20 de minute, cele mai tari știrile întotdeauna. Dacă intri pe Hot News, citești știrile în ultimele 20 de minute. Carlsberg, uite, asta îmi place, da? Aveam aici un ok. Ideea e că e probably the best beer. Bun, pot accepta asta. Mai avem aici o întrebare, Olivian. De fapt, nu e o întrebare. Ideea este că, până la urmă, fiecare se poziționează și caută o poziționare. Modul în care el este memorat de către client. Nu e o greșeală să spui the best or nothing. Așa cum nu e o greșeală să spui cafea crescută la munte. Sau nu e o greșeală să spui tutun prăjit. Sunt branduri care și-au asociat afirmațiile astea, deși tot restul pieței face același lucru. Te opresc un pic? Cafea prăjită la munte e o fact. Da. Și mai zis ceva. Tutun prăjit. Tutun prăjit e fact. Deci da. nu e un adjectiv. Și the best or fact. E adevărat. The best or nothing în situația asta e o declarație. Ce vrem noi să facem? Ori facem cel mai bun lucru, ori nu facem deloc. Ok. Și eu personal și, iată-mă o secundă. E corect. Voiam doar să menționez treaba asta. Iar mai departe, the best or nothing, poate să fie dezvoltat. Cea mai bună calitate la prețul potrivit, de exemplu. Ce e la preț potrivit? Nu vreau să intru mai mult în detalii, dar deci pe un segment de preț obții cea mai bună marfă. Asta spun ei că oferă. Imediat. Mai avem un mic comentariu. De obicei, un slogan de genul ăsta reprezintă un apel emoțional și încercă să creeze o conexiune emoțională cu targetul respectivului brand și nu una rațională. Evident că Mercedes nu pretinde neapărat că este cea mai bună și are toate argumentele pentru a-și susține. Nu, este un... Eu sunt cel mai bun expert SEO pe care îl poți primi cu banii ăștia. Ok, e un emotional statement, e un kicks, e un pic de calambur acolo și atât. Adică nu trebuie luat neapărat ad literam. Okay. Pentru observația lui Olivia, dăm voie să adaug un pic aici, că au sărit așa. Dar nu, cred că observația lui Olivia este la nivel mai mult teoretic vis-a-vis de a folosi adjectivele și adverbele. Și aici un exemplu, dar poate nu e cel mai reușit în contextul în care Mercedes, cei care au stat la Mercedes la branding au stat ori și ani întregi și au gândit într-un text. Da, într-un... Exact. Ce vreau să zic, Olivia, vis-a-vis de chestia asta, este că folosirea excesivă a acestor adjective într-un site creează niște așteptări, mai mari, mai mici, ok? Da. Și încă o chestie, ai alternativă. Deci decât să zici the best or nothing, poți să zici... Altfel. Poți să demonstrezi că ai mașinile care au luat premiul nu știu ce, care întotdeauna au fiabilitatea cea mai bună, care să demonstrezi că ești the best printr-un criteriu. Ok. USP și BSP. Asta e USP. Un excelent proposition. Deci, pe un site, magazin online, site de prezentare, orice, ar trebui să fii atent la două lucruri. Unu, ce te face pe tine diferit de orice alt competitor? Și am aici niște exemple. EMAG este magazinul care are cea mai mare gamă de produse. La PC Garage, în ultimele 30 de zile, poți să vezi cum a evoluat prețul. Și știi că întotdeauna PC Garage este aia care nu mai e pe piață, oferă chestia asta. Și întotdeauna trebuie să te gândești la aspectul ăsta. Ce te face pe tine unic față de restul magazinului? Pe de altă parte, să nu niciodată că
Există niște temeri care sunt comune tuturor magazinelor și ar trebui să le îndeplinești și tu. Siguranță, siguranța plății, siguranța transportului, nu știu, calitate, faptul că pot returna produsele, faptul că am un serviciu de calitate, tot felul de chestii de genul ăsta sunt comune tuturor magazinelor. Și nu te, dacă ar fi să mă axez, ar trebui să găsești echilibrul perfect între astea două. Între să găsești ce e unic pentru magazinul tău și să promovezi asta și să răspunzi la cele mai mari nevoi ale vizitatorilor și să le rezolvi. Ok. Ăsta e site-ul Amazon, nu se vede, dar ideea e că e o chestie foarte justă, care începe de aici, asta, dacă intri pe Amazon, Kindle cel mai vândut produs, prima pagină, începe de aici și se termină aici jos. Da, asta e Kindle. Dacă faci click pe comments, obții o chestie care e la fel de mare pentru comments și jos scrie View More Comments. Ok. Ăsta e Gelir. Da? Un singur produs. Eu l-am dat ca mare exemplu. Între timp m-am uitat și de prin 12 octombrie n-au prea mai vândut nimic. Dar se pare că totuși într-o vreme poți să vinzi și cu un magazin foarte complex, cu un magazin foarte simplu, că nu există reguli generale de uzabilitate și că în principiu ar trebui să faci fie teste de AB, fie să-ți folosești propriul judgment, fie să folosești experiența altora, dar în orice caz sunt niște decizii care sunt cât de cât pe baza unui criteriu și orice criteriu de alegere ține că există întotdeauna alte criterii care o să fie fix în opoziție completă, cum este Gelir față de Amazon.com și cu toate acestea am în două vreme. Mersi! Mulțumesc mult, Olivia Breda!